De când ți-e rău? Azi nu cred că merg la școală. Mi-e rău de azi dimineață. Ți-e rău? Nu te duci la școală? Ia să vedem. Ce ai pățit? Ce cauți în baie? De ce te prefaci că ți-este rău? Păi ți-am spus. Stai, Pili, dar tu cum ai reușit să deschizi ușa? Maria, îți sunt mamă de 12 ani. Eu cred că în timpul ăsta am reușit să-ți învăț cam toate trucurile. Ce părere ai? Deci, ce faci aici în baie? De ce te prefaci că ți-este rău? Mama, chiar trebuie să mergi la școală astăzi? Normal că trebuie. Ce credeai, că dacă stai aici te prefaci că ți-e rău, gata, scap de școală? Oh, dar nu-mi place deloc la școală. Pot să spun că o urăsc. Maria, de ce faci asta în fiecare dimineață? Știi foarte bine că răspunsul este mereu același. Mergi la școală! Ca să știi că dacă nu merg la școală, pot să spăl toate vasele. Nu. Păi, uiți la vie și ștergi praful. Am zis nu. Te schimbi și mergi la școală. Hai, mama. Dacă nu, mă duc să pregătesc micul dejun. Ce zici? Eu cred că tu glumești. Ai uitat când ai vrut ultima oară să gătești și mai că era să chemăm pompierii? Nu, te duci la școală. Chiar? Hai, odată că deja ai întârziat. E foarte dificil cu tine și nu-mi place asta. Vezi că te-am auzit. Du-te și te schimbă mai repede. Te descurci eu, dar? Da. Da? Oh, oh. Maria? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Cred că mi-a scurtit mâna. Și mă cunosc. Cum adică? Oh! Ce ai pățit? Mă doare. Unde te doare? Ai... Au! De ce nu m-ai renunțat? De ce? Cum ai putut să stai așa la școală atâtea ore? Păi a zis doamna asistentă că te-a sunat, dar tu nu i-ai răspuns pentru că nu aveai semnal. Poftim? Cum adică n-am avut telefon? Uite, îl am la mine toată ziua, l-am avut la mine. Auzi? Cumva s-a întâmplat ceva din vina lor, de asta nu m-au sunat? Care-i treaba? Eu mă duc la școală, să știi. Mă duc să văd ce s-a întâmplat. Nu! Stai, mă doare! Unde te doare, tata? Unde? Aha! Ce s-a întâmplat? Maria, ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat? Uite că a venit la școală cu mâna în gips și a strântit mâna. Nu-i posibil așa ceva. Trimiți la școală copilul întreg și el vine acasă după aia cu mâna în gips? O să rezolvăm problema asta mâine. Hai acum să vedem ce are. Cum o putem ajuta? Că o atingi așa un pic și... Au! Eu nu știu ce să-i fac. Și tu crezi că eu știu ce să-i fac? Mă duc să sun la doctor. O, mama, nu cred că-i cazul. Cred că o să-mi treacă. Cum să-ți treacă? Dar ce crezi că trece așa de la sine? Da, poate o să mai treacă până... Bine, hai că mai așteptăm până mâine. Mergi și te odihnește. Așa, mânuța mea, hai că am reușit. Maria? Da? Maria, ce faci? Cum te simți? Un pic mai bine, dar tot mă doare. Am înțeles. Să știi că a sunat mama la doamna doctor și ți-a făcut programare. Mâine merge la spital ca să îți facă o radiografie.
O ce? O radiografie? Da, o radiografie, dar ai auzit bine ce am spus doar, nu? Tata, dar poate nu o trebuie. Cred că o să-mi treacă până mâine după amiază. O să fiu bine. Lasă, nu-ți bate tu capul cu asta. O să vedem noi ce facem mâine. Tot ce trebuie să faci în momentul de față este să ai grijă de mâna aia, să nu te pui pe ea ca să nu te doară mai tare, bine? Da, așa o să fac. Bine, hai, acum te las să te odihnești, da? Da. Tati, da, să știi că îmi pare rău că nu mă duc la școală. Asta este. Eu mă duc mai în ceva treabă. Yes, yes, am reușit! Mâine stau acasă! Yeah! Cum se simte? Cum să se simtă? Încă doare mâna. Zice că o să-i treacă până mâine. Și ce mi s-a părut ciudat la ea? Că a zis acum prima dată că mâine va lipsi de la școală și că îi pare rău. A, da? Da. Îmi pare rău? Așa a zis. Ia să mă duc să văd eu. Bravo, Maria! Ai reușit! Oh, no! Maria! Mama, miracol, uite, nu mă mai doare mâna! Da, Maria, bună încercare! Dar cum de ți-ai dat seama? Maria, doar ți-am spus, de 12 ani te cunosc, eu te-am crescut. Acum, du-te și-ți fă temele, mâine mergi la școală. Dar mama, nu vreau să merg la școală, ce-mi place! Auzi, știi ce? Câteodată nici eu nu vreau să merg la serviciu, dar din păcate, uite că mă duc, merg, asta e. Ei, da, mai degrabă aș merge și eu la serviciu în loc de școală. Da, tu spui asta pentru că nu știi cum este încă să lucrezi, dar hai să vezi tu mai încolo. Ce să spun? Știi ce, Maria? Este un proverb. Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe, așa că pune mâna și fă-ți temele. Bine. Spor la treabă. Deci nu poți să crezi ce a dus-o mintea să facă. Da, sincer, nu știu ce să spun. Am auzit și eu ce ați vorbit. Măi, nici mie nu plăcea școala când eram de vârsta ei, dar totuși am mers. Asta este. N-am zis niciodată că urăsc să merg la școală. Nu știu ce e cu ea. Chiar nu știu. Câteodată, uite, acum mie chiar mi-este dor să merg la școală. Da, nu știu ce să spun. Uneori chiar mi-aș dori să vadă și acum este să fii adult, să te duci la serviciu, să-ți câștigi singur banii. Cred că asta se poate rezolva. Cum? Uite. Oh, la asta chiar nu m-am gândit. Facem așa? Așa facem. Facem. Mami, înainte să mă apuc de teme, pot să mănânc ceva? Că mi-e puțin foame. Maria, știi ce? Dacă tu nu vrei să mergi la școală, nu este nicio problemă. Poți să stai acasă. Serios? Da, serios. Stai puțin. Cumva urmează să mă pui să fac ceva? Serios, Maria, dacă tu nu vrei să mergi la școală, nu este nicio problemă. Doar că, na, va trebui de acum să te tratezi ca pe un adult. Va trebui să ai responsabilitățile unui adult. Și una dintre responsabilități este să mergi cu mine la serviciu. Dar dacă merg la serviciu, o să câștig și bani? Bineînțeles, am să-ți dau câte 50 de lei pe zi. Doar 50 de lei? Mama, dar tu ești arhitect. Ai putea să-mi dai 200 de lei. Maria, să știi că salariile nu se fac așa. Salariile se fac în funcție de ceea ce știi să faci, de performanță, de beneficiu pe care îl aduci tu acolo la serviciu. Și îmi pare rău, nu pot să-ți dau 200 de lei pentru ceea ce știi tu. Cel mult 75. 75 de lei este maximul pe care ți-l pot oferi. Serios? Chiar îmi dai banii ăștia? Asta este cea mai tare zi! Da, să știi că până să mergem mâine la birou, mai avem puțină treabă pe acasă. Spre exemplu, trebuie să facem curat, să tragem cu aspiratorul. Ah, da, să iei să-ți bag la ureche. Acum mă duc. Teodor! Teodor, vino puțin la tate! Indor!
Ia uite. Uite, astea sunt ale tale, să te îngurcești un pic. Poftim? Pentru mine? Păi, Maria, astea sunt pentru copii mici, nu pentru tine. Tu ești adult, adulții nu mănâncă așa ceva. Hei, dar nu-i corect! Înțeleg, Maria, știu, dar ai uitat? Tu ai vrut să mergi la serviciu, practic tu ai vrut să devii adult. Iar uneori adulții, mai ales părinții, lasă de la ei ca să dea copilului. Așa că, na, el este copilul, singurul copil din casă, în momentul de față. Mai ai de dat cu aspiratorul? Maria! Chiar cred că vreau să mă odihnesc. Mergi și te odihnește. 5 minute te poți odihne. Că și eu mă mai odihnesc pe dată. Păi bună, nu? Da. Dar eu de ce nu m-am semnat pe telefon? Tata, de ce nu m-am semnat la telefon? Am uitat să-ți spun. Nu mai ai cartelă. Cum să nu mai am cartelă? Dar dimineața aveam. Știu că aveai dimineață, dar dimineață erai copil, acum ești adult. Na, ca adult trebuie să-ți procuri singur anumite lucruri. Pentru asta trebuie să câștigi bani ca să poți să mergi să-ți cumperi lucrurile de care ai nevoie. Dar eu până acum nu am câștigat niciun ban. Știu că nu ai câștigat niciun ban, dar până la sfârșitul lunii să știi că ai timp să câștigi. Și atunci ai să vezi tu cum ai să-i drămuiești, ce să-ți cumperi de ei. Cum? Și eu până atunci nu mai folosesc telefonul? Din păcate, da. Atâta timp cât n-ai semnal, nu poți folosi, nu? E logic. Uf, ce viață e asta! De adult, Maria, de adult, bine ai venit în lumea adulților. Mă duc să mă odihnesc puțin. Ia să auzi în 3, 2, 1... Mama! Unde sunt lucrurile mele? Maria, ca adult, așa cum ți-a spus și tata, trebuie să câștigi bani ca să îți poți cumpăra lucruri, să ai un anumit confort. Și ce legătură are asta cu lenjeria mea sau cu Nintendo-ul pe care nu-l mai am? Păi are, dacă vrei lenjerie pe pat, trebuie să ai bani și să-ți cumperi. Dacă vrei Nintendo, la fel. Mama, dar asta este camera mea, pe patul ăsta dorm de când mă știu. A fost camera ta, dacă când erai copil. Acum, dacă vrei confort, dacă vrei să dormi aici, trebuie să-mi plătești chirie. 100 de lei pe noapte. 100 de lei? Eu zic că e un preț cinstit ăsta, Maria. E un preț corect. Dar eu nici măcar nu am reușit să strâng un singur leu și voi vreți să vă dau 100? Știu, Maria, dar nu noi am vrut ca tu să fii adult. Tu singură ți-ai dorit asta. Mai ții minte când ți-a spus mami că trebuie să mergi la școală? Mai ții minte proverbul de care ți-a spus dimineață? Învață la tinerețe ca să nu-ți pară rău la bătrânețe. Uite, asta se întâmplă. Dacă nu ai școală, nu ai parte. Știi, mama, eu cred că nu mai vreau să mai fiu adult. Nu sunt pregătită. Cum adică? Nu mai vrei să mai câștigi 75 de lei pe zi? Nu, mama, am greșit că am gândit așa. Mă duc să învăț la română pentru că mă iau test și să-mi fac teme. Mai ieși-ți fă temele. Mă bucur totuși că ți-a venit mintea la cap. Mami, ți iau notă mare la test. Spor la învățat!